ziua, copii! Numele meu este Bdelac Roxana și sunt profesor pentru învățământul primar la școala gimnazială numărul 11 Botoșani. Împreună vom continua să descoperim tainele comunicării în limba română. Pentru început, v-am pregătit o scurtă ghicitoare ce vă oferă câteva indicii despre cel care va lua parte alături de voi la activitate. Urecheat, ești fricos, dar e tare norocos. Norocare de picioare. Când primești ea e mare, fuge iute pe imaș. Oare despre cine poate fi vorba? La fel m-am gândit și eu. Despre urecheatul iepuraș. Este foarte fericit că poate lua parte la activitatea noastră de astăzi. Acest iepuraș simpatic ne invită la o plimbare prin păiniță pentru a descoperi alte indicii cu referire la lecția noastră. Ne spune că vom face cunoștință cu un nou sunet. Vom identifica părțile componente ale corpului. Vom pronunța sunete. Vom despărți cuvinte în silabe. Vom stabili poziția sunetului în cuvinte. Vom desena, scrie și citi. Ah, și era să uit. Irinela a promis că ne face cunoștință cu prietenii săi din poieniță. Eu aș putea să-ți mai spun câteva lucruri despre Irinel. Acesta este un iepuraș isteț, inteligent și inimos și iubește foarte mult familia și prietenii. Tu ce îmi poți spune despre iepurașul Irinel? Așa este, are urechile lungi, corpul acoperit cu blăniță, poartă o bluziță albastră și o salopetă. Folosind aceeași imagine, vom discuta despre părțile componente ale corpului. În primul rând, observăm capul în partea superioară a corpului. Despre acesta îți pot spune că este alcătuit din două părți, cutia craniană și oasele feței. Urmează gâtul, care face legătura între cap și trunchi. Trunchiul reprezintă partea cea mai voluminoasă a corpului și, nu în ultimul rând, membrele. În cazul iepurașului le putem spune lăbuțe. Cu ajutorul lor se deplasează prin poieniță. În continuare, readuc în discuție trăsăturile pe care le-am spus cu referire la iepurașul Irinel, și anume că este isteț, inteligent și inimos. Aș avea rugămintea să pronunțăm împreună cele trei cuvinte. Isteț, inteligent, inimos. Repetăm din nou. Isteț, inteligent, inimos. Ce sunet ați auzit la începutul cuvântului? Așa este, sunetul I. Astăzi vom dedica activitatea sunetului I. Haideți să pronunțăm împreună acest sunet. I. Din nou, I. Foarte bine vă descurcați. Ar dori să ne uităm puțin la cuvântul isteț. Isteț. Unde auzim sunetul? Așa este, la începutul cuvântului. Mergem către următorul cuvânt, inteligent. Ce observăm? Auzim de două ori sunetul I. Odată la începutul cuvântului și odată în interiorul acestuia. Și ultimul cuvânt, cel roșu ca inima, inimos. Ce observăm? Exact ca și în cazul cuvântului anterior, auzim de două ori sunetul I. Odată la început și odată în interiorul cuvântului. Inimos. Foarte bine vă descurcați. Se pare că iepurașul a hotărât să ne facă cunoștință cu prietenii săi din poiană. Oare care sunt aceștia? Observăm căprioara, purcelul, vulpea
pisica și vaca. Prieteni de seamă pot spune care. Și se pare că are și o cerință pentru noi. Subliniază prietenii a căror denumire conține sunetul li. Ca să îndeplinim această sarcină, trebuie prima dată să pronunțăm clar și corect denumirile lor. Căprioară, purcel, vulpe, pisică, vacă. Le vom relua pentru a sublinia cuvintele care corespund cerinței. Căprioară. Observăm că denumirea acestui animal conține sunetul I, deci îl vom sublinia. Purcel. Nu se aude sunetul I. Vulpe. Nici în acest caz nu avem sunetul I. Pisică conține sunetul I, deci am subliniat imaginea. Și ultimul prieten, vacă, nu conține sunetul I. Plecând de la exercițiul anterior, am decis să alcătuim o serie de propoziții, așa că vă rog să vă gândiți la câte o propoziție. Între timp, o să vă spun propoziția la care m-am gândit eu. Iepurașul Irinel are mulți prieteni. Aș dori să o repetați și voi. Iepurașul Irinel are mulți prieteni. Oare această propoziție este adevărată? Sigur că da. Am observat în imaginile anterioare. Aș vrea să reprezentăm grafic propoziția pentru a stabili exact locul acestui sunet. Îi voi atribui propoziției o linie orizontală, iar fiecare cuvânt va primi la rândul său o linie orizontală, dar mai scurtă. Iepurașul Irinel are mulți prieteni. Vă invit să numărăm liniile atribute cuvântului. 1, 2, 3, 4, 5. Observăm că avem 5 linii, lucru care ne confirmă că propoziția noastră este alcătuită din 5 cuvinte. Aș dori să reluăm fiecare cuvânt în parte pentru a observa construcția sa. Și vom începe cuvântul iepurașul, care va fi reprezentat printr-o linie. Vă invit să-l despărțim în silabe. Iepurașul. Fiecarei silabe atribuim o linie orizontală mai scurtă. Observăm că au apărut 4 liniuțe. Lucru care ne confirmă faptul că acest cuvânt are 4 silabe. Dar să observăm și sunetele. I, E, P, U, R, A, Ș, U, L. Ia să aruncăm o privire vizând împărțirea sunetelor în silabe. Așa este. Observăm că în primele 3 silabe apar doar câte 2 sunete, iar în ultima silabă avem 3 sunete. Dar să găsim locul sunetului nostru, I, iepurașul. Așa este. Ocupă primul loc. Să colorăm bulinuța. Să ne îndreptăm privirea către următorul cuvânt, prieten. Oare câte silabe are acest cuvânt în alcătuirea sa? Pri-e-ten. Exact, 3 silabe. Dar oare sunete? P-r-i-e-t-e-n-i. Observăm că fiecare silabă are un număr diferit de sunete. În prima silabă întâlnim 3 sunete, în a doua silabă un sunet, iar în ultima silabă 4 sunete.
Oare sunetul nostru pe unde se ascunde? Ia să vedem. P, R, I. L-am găsit în prima silabă, ultimul sunet, adică al treilea sunet în cuvânt. E, T, E, N, I. L-am întâlnit și la sfârșitul cuvântului, adică ultimul sunet din ultima silabă. Am tot discutat despre sunet, dar cred că acum sunteți curioși cum arată semnul grafic ce ne ajută să scriem acest sunet. Pentru recunoașterea literei corespunzătoare sunetului, am folosit propoziția iepurașul Irinel este ister. Precum ai observat, în construcția acestei propoziții sunt cuvinte ce conțin sunetul li. Ochiul tău cred că deja a observat literele colorate, portocaliu și roșu. Exact, litera portocalie este I mare de tipar, iar litera roșie nimic de tipar. Acum cred că mă vei întreba de ce am scris iepurașul și Irinel cu litera mare. Îți readuc aminte că orice cuvânt la început de propoziție se scrie cu litera mare, iar Irinel este nume și mereu trebuie scris cu litera mare. În celelalte cazuri, când întâlnim I în interior, la sfârșit sau la începutul cuvântului, dar cuvântul nu este la începutul propoziției, scriem cu litera mică. Și cuvântul iepurașul îl puteam scrie cu litera mică, dacă acesta se regăsea în interiorul propoziției. Nu este dificil. Sunt două litere foarte ușoare. Cred că te întrebi cum poți scrie litera I mare. Este simplu. Este o linie verticală, a cărei scrieri începe de sus în jos. Dacă te uiți atent și îți pui imaginația la lucru, o să observi că pare a fi un stâlp de susținere, iar I mic un omuleț. Plecând de la această idee, am decis să fac un mic desen. Am folosit doi stâlpi de susținere, adică două litere I mare de tipar. Le-am pus un acoperiș, două geamuri și o ușă și am obținut o căsuță. Pe I mic l-am făcut gospodar pentru că are grijă de iepurilă. Iepurile Irinel, bineînțeles. Îți pot spune că sunt cei mai buni prieteni, fie că e soare, fie că sunt nori. Cam atât este mica mea povestioară. Sper că ți-a plăcut. Scurtă, dar simpatică. Gândindu-mă la literele pe care tu deja le-ai învățat, A, M și I, sunt convinsă că poți citi câteva cuvinte. Și să voi da exemple. Ai, ia, mai, ami, mami, așa cum îți place să o alinzi pe mama ta. O să te rog să exersezi citirea acestor cuvinte. Vom relua împreună. Ai, ia, mai, ami, mami. Foarte bine. Dar ne oprim doar la citit? Nu. Vom vedea și scrierea unor cuvinte. Vom folosi literele mari de tipar A, M și I. Să vedem ce cuvinte am putea scrie. Mai, mami, ia, ai. Eu am folosit doar niște exemple. Tu poți descoperi și alte cuvinte pe care să le scrii cu ajutorul acestor litere. Pentru că ai participat la activitatea de astăzi și te-ai descurcat minunat, te invit la joacă. Îți ofer un joc. Cu ce se hrănesc animalele din imagine? Te las să te joci accesând acest link. Mă bucur că ai fost astăzi alături de noi. Împreună am făcut cunoștință cu noul sunet, I. Am identificat părțile componente ale corpului, am pronunțat împreună sunetul I, am subliniat cuvintea căror denumire conține sunetul nou învățat, am despărțit cuvinte în silabe,
Am stabilit poziția sunetului I. Am desenat. Am scris cuvinte folosind literele învățate. Am citit cuvinte scrise. Ne bucurăm că ați participat la această activitate. Atât eu, cât și iepurașul Irinel ne luăm rămas bun. Ne vedem ora viitoare!